Instituția prefectului împreună cu DSV și OPC au demarat controle în piețe, târguri și magazine. O atenție deosebită se va acorda zonelor unde se sacrifică animalele. S-a emis un ordin al prefectului pentru constituirea de echipe mixte de control formate din DSVSA, OPC și DSP. Acțiunile de control se vor desfășura în piețe, în târguri, în oboare, în magazine, pentru a se face verificări din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare, sanitar-veterinare și de comercializare a alimentelor care sunt specifice sărbătorilor pascale. Controlele au început încă din luna martie, fiind efectuate un număr de 80. Au fost aplicate sancțiuni, dar și amenzi. Controlele pe acest subiect sau legate de acest subiect încă din luna martie, pot să vă spun că până la data la care vorbim avem peste 80 de controle efectuate, avem și sancțiuni aplicate, ele sunt într-o valoare destul de mare, spun eu, aproape de 200.000 de lei, însă vreau să subliniez că abaterile constatate nu sunt cu un risc sporit față de alți ani.